Sâmbătă dimineața, parcul Mihai Viteazul din Giurgiu s-a umplut de cete de călușari din tot județul pentru a marca cea de-a 20-a ediție a festivalului Călușul ca pe Vlașca, organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. Evenimentul, organizat în fiecare an de Rusalii, promovează unul dintre cele mai străvechi obiceiuri de la români, dansul călușarilor, un ritual care este dedicat zeului soarelui și care are rol de vindecare, de fertilitate și de alungare a relelor. După cum vedeți, călușarii nu i-am urcat pe scenă pentru că nu vrem să transformăm călușul vlășcean într-un spectacol scenic, ci vrem să aducem în fața giurgiuvenilor călușul autentic, așa cum se joacă el și cum se practică pe ulițele satelor. Pentru că cetele care sunt prezente acum în festivalul nostru sunt cete care pornesc legatul călușului de dimineață sâmbătă și colindă satele și orașul nostru până luni seara când se dezleagă. Deci sunt cete care încă păstrează tradiția și este păcat să nu aducem în fața giurgiuvenilor, locuitorii municipiului Giurgiu, să îi cunoască și să vadă că tradițiile noastre încă se păstrează. Mai ales că acest căluș, după cum ați spus și dumneavoastră, este un bun UNESCO, un bun al umanității, înscris din 2005 pe lista patrimoniului cultural imaterial. Astfel, în ciuda căldurii extreme de afară, zeci de spectatori giurgiuveni au admirat călușul, jocul care în urmă cu câțiva ani a intrat în patrimoniul UNESCO ca o capodoperă imaterială a omenirii. Îmbucurător este că pe lângă faptul că tradiția călușului se mai păstrează încă la Giurgiu, au apărut cete de călușari la început de drum, iar vechile ansambluri au fost întinerite, semn că obiceiul se transmite din generație în generație. Am în jur de 20 ceva de ani de când joc călușul. Un singur an am lipsit când a fost armata că nu se putea, în restul, ce să vă spun? Din an în an, mai introducem cât un băiat mai tânăr ca să ducă obiceiul mai departe. Și el este mic, călușar, da? Să trăiești. Cum te cheamă? Laur. Îți place călușul? Da. Da? Îți place? Și când o să fii mare, ce o să faci? O să dansezi și tu călușul? Da. Festivalul Călușul ca pe Vlașca a durat sâmbătă mai multe ore, timp în care călușarii i-au încântat pe giurgiuveni cu jocul lor, obicei românesc specific rusaliilor.